După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâre, 1 diverse și 4 suplimente. Cine este pentru? Domnul președinte, dacă este o problemă sau vreți să discutăm sau numai acesta. La diverse, doamna. Bine. Deci, aici zicem. Proiect numărul 1, de ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 56, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului numărul 1 din hotărârea Consiliului Local, proiect numărul 54, din 2022, privind aprobarea reactualizării contractului de lucrări numărul 6986 din 507-2018, cât și a devizului general privind obiectivul modernizare drumului de interes local al Comunei Căiuș, județul Bacău, în conformitate cu prevederile OUG numărul 64 din 2022. Discuții care... O întrebare. Da. Pentru că nu vreau să țin scurt de o gândință de-a mea de foarte mult timp lansată în legătură cu nominalizarea efectivă a obiectivului de investiții sau ce fel de obiectiv ar fi. Îmi spune și mie că știu că am dat denumiri străzilor, respectiv drumurilor comunale, ăsta cred că e un comunal, cu siguranță, și atunci ar vrea să știu eu care strada. Și dacă e o bucățică de stradă, de la hectometru la hectometru. Și așa mai departe. Nu e... Pentru că niciodată nu faceți repede. Domnule, modernizare drumului comunal. Comuna Căiuț, drumul Bacău. Care este ăla? E proiectul mare, început din 2018, s-au acordat niște sume și au avut o eroare de cifre acolo. Nu e nimic, trebuie corectată eroarea. Să mai întâmplă, mai greșesc. Mai mult decât atât, dacă a fost o eroare, ca să vedem dacă se merită, prin dreptate, nu se merită, dacă e de bine, dacă nu, că până la urmă, votăm. La scrie referat. Păi, domnul, nu spune strada și toate... Da, sunt mai multe străzi, să nu te drumuri aici, între domnul. Cuprinsul articolului 1, poate se referă la un adineric, că eu nu știu ce cuprins la articolul 1, ăla care a fost atunci. Acum văd că am citit proiectul. Vă mulțumesc atât. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, îl punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cu abțineri. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi, proiectul numărul 57, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție tot la modernizare drumul de interes local, Comuna Căiuș, județul Bacău. Același obiectiv. Trebuie un proiect ca să putem duce la cap. Întrebări. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Proiectul numărul 3 de ordine de zi, proiect de hotărâre numărul 58 din 2012, privind însușirea suprafețelor măsurate la unul imobil aflat în intragramul domeniului public al Comunei Căiuș, județul Bacău. După cum știți, din ședințele de ședințe, nu vorba nici de stradă, de comisie, nici de stradă. Îi băgăm în domeniul public. Întrebări. Scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă, abținere. Proiect de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 52 din 2002 privind atestarea suprafeței unui
intrat din alt teren, în domeniul privat al Comunii Căiuri, județul Bacău. Testarea aparteniții unui imobil. Da. Va fost văd la licitație de încredere, cum îți spune? Încredere, de înțeleg. Am dat în rușit, era ca să știți. Asta e procedura, să nu vă știți. Că trecem în domeniul nostru, în doi cazuri. Da. Da, de întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? N-am invitat. Împotriva, cine? Nu. Da. Numărul 5 de ordine de zi, proiect numărul 60, privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane și materiale și financiare destinate prevenirii gestionării situației de urgență pe teritoriul administrativ al Comunei Căciuță. Deci, anul 2022. Planul care trebuie să-l facem anual. Dimitim. Da, întrebări, mă rog. Dacă nu sunt zăbări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 6 pe ordine de zi, proiectul de hotărâre numărul 61, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală, Valea Totuși. La glas. La cotizația. Întrebări. Să punem la vot. Era o datorie, mai zic, s-a ajuns la ziua totul, deci că nu a dat domnul Toșu. Am mai stăt de peste Toșu. Am mai stăt de peste Toșu. Mai zic, s-a ajuns la ziua totul, da? Ia mă vrea, că a dat domnul Toșu, nu știu, și că era o datorie de peste. Vedeți, nu ceva bani. Să punem la vot, am ieșit pentru. Împătrică, absolut. Numărul 7 pe ordine de zi, proiectul hotărâre numărul 60, privind aprobarea programului care a fi dezorganizat cu bugetul zilelor comunii, pe zis și bugetul acesta și pe zi. Întrebări. Domnul Mărân. Aș... Mi-a fi plăcut să pot să fiu de acord, dar nu pot din cauza că rând de an, de an, de an, de an, să disipesc o grămadă de bani pe zilele Căiuțului, în ideea în care noi, după peste apă, trebuie să venim răpănuși, nespalați, cu mașinile făcute din praf, din cauza domnului primar și a viceprimar. Nu ne consideră prin noi oameni din societatea asta în care trebuie. Pe noi ne consideră lumea a treia sau a patra sau a cincea. Și sincer, mă abțin, vă doresc succes, dar nu pot. Da. Deci eu un decalaj foarte mare din lumea a treia și lumea a patra. Dar ce se comentează? Păi cred că ar trebui să realizați și dumneavoastră în 2022, cum să trăiești în Pisteapă și cum să trăiești de la Căiuță în sus. Dacă nu realizați, înseamnă că sunteți nepus la punct, să zic așa. Eu sunt mai bine. Știu, dar nu se vede. Hai, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Eu. Abțineți? Eu. Un copil cu la da. Proiect de hotărâre numărul 64 privind aprobarea normativului grupului de cheltuieli din consumul de carburant pentru autoalimentarea din patrimoniul Comunii Căiuți. Dacă nu pot spune și mașini, scala că vine la locul celălalt. Da, la autorizarea. La primele ei, ca să putem face pe la șanță, la drumul de la rază, așa și să-i dăm un consum. Așa s-a făcut un consum? E pe ce am spus de aici. Se poate vedea ce? La fluiața? Da. Poate să fie un consum și un consum. Te-am dat eu de da? Și tot se poate. Da, da, da. Te-am folosit și la dezăbrezire.
are instalații de televizie pe zi și de prăștia. De ce an ai venit? 2015. 2015. 2015. Da, a certificat la scolare. Așa, pe față, 2010. 2010. Stai super, la chei, se poate face recepție la aia, se poate vedea aia. Deci, dacă știu că la urmă, la urmă, la urmă, face un pic de o oară, ridicul aia și urmă. Deci, dacă știți, când am aprobat bugetul domnului, puteam numai rubricul pe buget, a fost la sau o temă. Domnul, dacă nu vedeți, vă spune. Da. Când v-ați făcut un lucru. Da. Primăria, la o vedere așa structurată, are foarte multe mașini. Probabil sunt necesare. Problema se pune, sau am fost ridicată problema utilizării acestor mașini. Poliție locală, personal angajat al primăriei, uzează de ele fără torni și trompete. Pe lângă mașini, mai are niște utilaje. Mă refer la tractor, mă refer la bulbă, excavator și așa mai departe. Dacă aceste utilaje, care în primă fază au fost destinate a gropii de lume, dacă a trecut acea perioadă, în Consiliul Local au venit colegi și au făcut pământ cu înscrierea acestora și stabilirea acestora pentru taxare pentru servicii în cadrul comunității noastre. Nu ați procedat la față. Această nouă mașină care ați luat-o ar putea ca să deservească probabil și populația și vin cu propunerea, ca pe lângă celelalte care, propunerile care au fost făcute, ca utilajele respective să intre pe o păcată normală de utilizarea lor, să fie și această mașină înscrisă. Referitor la tractorul care știm ce face, mă refer la guvern, continuați, domnii mei, dumneavoastră de executiv, să nu țineți cont de propunerile pe care le-am făcut. Referitor la acest tractor, dacă face transportul cu noi selectiv, să-l facă. Dar să nu ia crengi frunzii de mai, să continuă fără totul și trompete transportul a unor materiale care nu ar trebui ridicate de la cetățean. Ăla trebuie să stea să putrezească, să constituie compost. Nu vrem să înțelegem. Revin la celelalte mașini. Dacă din rândul poliției locale, care este responsabil cu mediu, probabil, are un care zice că e responsabil cu mediu, nu am văzut o acțiune din partea dumneavoastră să taxeze, să amendeze la împrăștierea de voi altul debat decât la locul restabilit. Nu am văzut acest lucru. Dar mașinile astea circulă la deal, la vară, românești, căiuci și așa mai departe. Domnule, dacă am fi întrebați, noi nu suntem în perioada de criză, în perioada de criză se strânge cu ea, oră. Că treaba asta ar trebui cu criză sau fără criză, dacă e bani public, el trebuie să fie, să fie cu inteligență. Din acest motiv, eu am să mă abțin pe acest. Nu, am să fiu împotriva acestui lucru, stabilirii consumului, până când nu intrați în normalitate. Așa că nu numai eu am propus-o. O mai propus un frate, colegi. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. La abținere vreau să mă trebuiesc că astea, astea trei proiecte, 64, 65, 66, nu văd nicio urgent de ieri, de azi, să le aduceți la masă. Nu văd nicio urgență, n-am avut timp să le studiez și îmi abțin să votez. Da. Proiect de hotărâre numărul 65 privind acordarea unui ajutor de urgență. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține.
Proiect de hotărâre numărul 66 privind radierea unui imobil din domeniul privat al Comunei Căiuș, trecerea imobilului teren din Comuna Căiuș, strada Mărceștiului cu numărul 10 din județul Bacău, în domeniul privat, în domeniul public al Comunei Căiuș. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Domnul. Proiect de hotărâre numărul 67, proiect privind aprobarea fazei notă conceptuală, temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiective de investiții, casă trasă în plan, în satul Păiuț, Comuna Căiuș de Tăbăr. Întrebări. Este așa sau nu? Da, 200 de euro. Eu nu am mai de 30 de euro, metru pătrat de suprafață construibilă la cheie. Și intrați dumneavoastră pe orice site, vedeți piața la momentul ăsta, cât costă un metru pătrat de construcție finită la cheie. Deviziera de la acest proiect, nu știu tot arhitectul mi-a spus, că a venit cu propunerea de 1400 de euro și el a redus de la 1400 la 1260, 1230 de euro pe metru pătrat. V-am spus că nu e neapărat, dragi consilieri, nu e neapărat să o facem. Dacă dumneavoastră credeți că nu trebuie făcut, nu o facem. Nu e așa. Da. Vă nu mă duc. Am zis că ieri suntem în ședință, nu pișați. Nu dați mâna pe consilieri. 1400 de euro, 1700 de euro, câți metri pătrați are clădirea aia? Să facem și noi. Păi atât de metri pătrați, pentru un simpliu și două, trei exemplare. Da, nu există, nu există.
Eu nu mă presc de acord cu sub asta. Sunt de acord cu casa cortoară. La mine, da, asta cu casa cortoară, pentru că doamnă. Nu, dacă cu șoară, nu știu așa de lucru. Da? Și vă tot ce în jara de lucru, nu știu de ce să facă aici. Și ca să zic care e. Da, eu... Domnule inițiator, executiv, domnule primar, problema se pune în felul următor. Faptul că acceptăm cu 1200, cu 1400, peste câtva timp vom accepta cu 2000. Că așa e situația. Cine poate, îi face de cap cât îi doresc. Mai departe, 2. Acest obiectiv este necesar. Dar nu strânge necesar. Adică, dacă tot folosim prioritizarea lucrurilor, n-am făcut, de ce n-am făcut un inventar al lucrurilor care ard și care sunt strict necesare comunității noastre, dacă era, nu mă opuneam sub nicio formă, dacă era vorba de casă motoară. Domnule, să nu țină omul, morcul, așa, să nu vrea acolo, dar e preaznicală, domnule. E casă preaznicală. Nu este. Deci nu faci ca să va face și o casă motoară acolo, e prevăzut. La biserica Câmpiți, da? Problema este și felul următoare. O casă preaznicală nu mică necesitatea urgentă cu față de alte lucruri care ne apasă și care ne dor în comuna noastră. Asupra acestui lucru se vă gândiți. Și la urma urmii, la 900 de persoane care, această casă care desenează 900 de persoane, dar nu se niciodată în ea. Că cele 900 de persoane, pe rând când vine rândul, va face convenirea morții. Problema e în următor. Chiar trebuie să fie de 400 de metri pătrați? Adică să ne extindem, să ne întindem mai mult decât ne avem roapa. Sunt total împotriva acestui proiect și am argumentat și de ce. Da. Deci trebuie să luăm prin asta. Mai e cineva? Nu mai e. Mai noi explic un pic ca să nu vă sar, ca să vă explic un pic proiectul cum stă. Deci ce intenționăm să facem acolo? Da? Aici este construcția. Intenționăm să facem o parcare la intrare. Toalete. Că așa îi cer normele pentru persoane cu handicap și vor veni sub clădire. Ne permite că terenul e foarte, panta foarte mare, trebuie să băgăm o grămadă de lucruri ca să putem face acest centrală, așa, un birou, să spunem, a preotului, a cine e acolo, bucătării și sala mare de luat mâns. Centrala, WC-urile și locul de magazin va fi la demisor, în partea de jos. Parcarea cu mașinile în față la intrare, terenul e calculat, am copiat toate astea. De-aia e și prețul ăsta. Spune și la care nu la care există casă. Există o casă praznicală, nu există casă sătoară. Dar casa praznicală, casa praznicală este făcută de acum 8 ani, 10 ani. Și făcut în curtea de 10 ani, terenul nu permis să facă mai mare. E foarte mic, nu intră, e mic ca și. Și discuția care este, adică ideea care este. Acea casă praznicală se transformă în casă mortoară. Iar noi facem o casă praznicală asta, pe standard de cate, cu tot toalete, cu bucătării. Am înțeles, întrebarea. La momentul ăsta, când nu are un cursat pe iubi, că duce acolo sau nu duce să o înține acasă? De regulă acasă sau în primul biserici. Sau? În primul biserici. Nu este capelul ca aparat, probabil, dar este așa. Domnul Bună, stimați părinte, domnule primar, eu nu sunt împotriva realizării unui lucru de așa natură, dar, după părerea mea, mi se pare un pic exagerat, ca mărimi și ca valoare. Bănuiesc că va fi prin bugetul local.
Eu bugetul local, eu consider în viitor, nu știu ce sume vor veni, cât vor primi, va fi o povară grea. Și mi-asum că voi primi niște conturi negative așa la ce se întâmplă de abia. V-am zis, nu sunt împotriva unei astfel de investiții, dar pentru nivelul unui casă prazâncal, îmi se pare valoare foarte mare. Eu zic undeva o casă prazâncal la 200 și ceva de metri pătrați, dacă o faceți la jumătate costuri, este arte suficient pentru biserica și locuitorii din sat pe el. Pentru că e casa aia prazmitală, dotată, din făcut în vremea mea și de mine și de ajutorul cetățenilor, nu bani de la primărie, ci s-au făcut acolo. Dar, nu știu dacă am auzit, s-au făcut 5, 6, 10 pomeni acolo. Nu-i spațiu. E un pic, dar se pare foarte mare. Ce faceți un birou, cu ampli 200 de metri? V-am spus cât e dintre lucruri. Nu știu, cred că ultimul care am pomenit a fost Nelu, tatăl lui. E mic. Cum e? Da. Acum, fără niciun fel de... Aia așa a fost... Iar pentru casă mortuară, perfectă. Este, da. Știu cum e. Eu am tabolțare, lemnul, baritura, tot ce mai sunt oameni, o să o spun de anul. Eu nu am nimic împotriva acum... clădiri, dar zic că cu banii ăștia la o adică, poate face și o casă mortuară, trebuie să-ți face ceva. În legea ai voi să-mi dai voi să bătesc. Domnul Mărcuță. Da, deci nu sunt contra unei case portuare practicale, dar nu sunt de acord cu mediul și cu mărimea. Nu e nevoie de așa ceva, în afară din maxim 100 de persoane, da? E exclus 100 de persoane la o pomană. Restul, subsol de misiuni, mă să parcări, dar ce acum e las, vede, trebuie parcări, nu poate să vină omul cu picior la pomană. Birou pentru preot, Dumnezeu să mai la nu două birouri în biserică. Unii îl găsim. Nicăieri nu îl găsim. Eu cred, colegi, că e o risipă, e dezastru. Această clădire și această sumă. Sunt de acord să se construiască, dar nu la dimensiune este amică. Și asta, puneți la ce pentru cea dreapta culturală, ce e ăla, mă să poate să facă, nu să facă, dar de bocă, cum are să se... Dar noi ne-am venit o toată. Sunt de acord să facem casă. Dar e mare existență. Ce asta e? Face investiții, face o funcțională. Asta e mortoară. Stai pe atât. Eu am primit și legea să nu mai stai pe mortoară să se face. Spun că nu există. Dar nu pune asta. Și exact ce se face. Și vor de el. Suntem undeva de rupeșe. Dar ce ne construim cu banii? Noi plăsăm dacă în banii și facem ceva mai bine. Să mai facem ceea ce e și legea în obligă să facem mortoară. Banii am luat să fac finanțare. Avem 5 miliarde de buget, dacă știți bugetul în care. Da, suntem 5 miliarde. Nu am obținut să vă spun să vă dețin, mă vrea că din ce gestul de la viitor, o apropie. Că doar cum nu se făcea mult. Mai bine pe 5 miliarde de renovare reparat în biserică, că se dorem. Și o casă, practică, îți faceți în centru cultural de la mare, îți facă și pomeni și mulți și bătete și tot ce vrea de care. Bine. Acum, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Dacă schimbați denumirea, să credem de acord cu aproape tot. Ce sunt cultural? Nu e nicio problemă. Dar nu e nicio cultural, dar nu știu treaba. Iulian, în ordinea din care v-ați scris sau trebuie? Da. Hai.
Domnul Papian. Doar câteva lucruri. Ai stat câteva zile până în cercul școlii. Astăzi am fost la președinte la Consiliul de Administrație la școală. Au ridicat în avant următoarea problemă. Toaleta de la bine. Nu, doar, da. Ați comunicat asta probabil. E vorba doar de vreo 7.000 de lei. E o cabină la grădinița aia acolo. Trebuie ajutată și făcută cea de-a doua cabină. Ați luat arta de necesitatea acestui lucru. Ce se vei raporta? Adică e dat de răscolul dumneavoastră de toate. În legătură cu același lucru, cu grădinița de la Hentiu, tot vreo 10-11 zile până încerc un fel de școli și la grădinițe, problema la acea grădiniță și probabil și în acest. Ce? Aștept răspunsul, domnule primar, aștept răspunsul. Revin cu o problemă de diverse. Satul Hârtie, dacă vorbești și eu. În satul Hârtie. Îmi cer scuze, mă duc în strada, când nu mi-a spus din strâng de lucru cu aceste lucrurile. Pe uliță, am spus să stăm în uliță la Burlândia, ridică cetățenii, respectiv Burlândia vine, ridică o problemă, că tractorul lor care mecar și crenci și frunze, nu trece din loc de acolo. Și întreabă, de ce nu trece din loc tractorul și de acolo? Întrebare. Cea de-a patra problemă, să mă repet că e criză, că toată lumea se face din energie electrică, că e scumpă, probabil mă gândim la același preț. Iluminatul public, domnul Marcus, eu pot să vă scot afară, să vă gândim frumos. Nu pot, că-l pot cu domnul președinte. Dar dacă vreau să vreau. În satul Hârtiu, iluminatul public funcționa ieri ziua. Păi 10 bec ori toată o zi treacă de lucruri. La ora 9 văzut lumină aprinsă, la ora 15-16 lumini continuă să fie aprinsă. Nu se poate. Mai de trebuie a zis la așa. Nu știu, mă, este mi-a luat. Și vă spun că ultima problemă, îmi pare rău că mi-am uitat telefonul acasă, trebuia să fi dat un semnal să vină câțiva cetățeni, cum mi place nouă dumneavoastră să spun, de peste apă, care beneficiază de bunăciunea drumului Căiuț Hârtiu, Hârtiu Voiștea, Hârtiu Vrânceni, de bunăciunea drumului Rămână, nu venea decât astăzi cu un sac de piese auto. Dar asta la ușă, domnule, de la ușă. Îți la ușă? Da, dar acolo nu să ușă. Deci nu ai ușă. Nu, ridic. Dacă erau tineri care venea ei, nu au pot, nu permit să ridic greutăți. Sunt greutăți, dar. Acum, dacă dumneavoastră vreți să înțelegeți. A spus că săptămâna asta în care ne află, vine prefectura, vine Consiliul Județean, preia drumul. Dacă aveți preocupare, dacă ați fi avut preocupare, cum aveți preocupare pentru cămin cultural Hârtiu, casă praznicală Căiuț, la sumbre respectiv. Eu cred că, domnule, dacă exista bunăvoință, domnule primar, n-avea cum să nu fie drumurile astea toate asfaltate în momentul actual. Da? Vorbeam de tăiat vegetația care împiedică circulația. M-am sunat odată, m-am sunat dumneavoastră. Așa a rămas. O să poată. La urmă urmei, eu am făcut o propunere, revin cu ea. Faptul că nu sunteți în stare ca să realizați niște lucrări pentru concetățenii comunii pe care nu conduceți. Și mă refer la cei de peste apă de acolo, că în rest aveți aplicare, asfaltați în uliți, în popeni, în toate, nu
Ați gândit dumneavoastră că e o soluție salvatoare să scăpați de bunurile noastre și de toate probabil subvestente și nu subvestente, să transferați drumul ăsta la Consiliul Județean. Faceți-o, doamne, dacă asta e bine, faceți-o. Dar eu veneam și cu alte propuneri. Transferați și externalizați și funcția dumneavoastră de primar tot la Consiliul Județean sau la Bacău, la Prefectură. Nici o problemă. Vă rugăm frumos, ar fi o chestie de bun simț, ar fi o chestie de onoare până la urmă, ca și o demisie. Eu nu vă cer să demisionați. Transferați funcția, sună urât de demisie. Transferați funcția la județ. La Urchean. Nu, la județ. Da, doamne, da. E foarte frumos. Domnule, râdeți, domnule. Râdeți, atâta a rămas, domnule. Cum e bun, domnule? Am avut de timp. Am terminat, bine, domnule, da, trebuie încheiat. Dar nu e bun. Ce e bun, domnule? Ați terminat? Dar nu v-am anunțat că am terminat. Da? Bine, dăm cu bunul, domnule. Din apropenie este un lucru de acordare la demnitia adicilor electorale. Am înțeles că a apărut probleme de la Ion, nu mai face. Situația este complicată, pentru că suntem reconfirmați. Nu e indicina de prietul respectiv. S-a bunul global și nu se poate intre. Dacă atât de unde spui, văd o raportare din amintea. Două probleme tot de la din amintea. Două perioade o săptămână, pentru că eu chiar așa proiectat și am plasat cu casa, în fața vremei. Vremei s-a prins prea din vreme, acum era bine înainte la 9:30, acum la 8:30 s-a prins și lumina afară. Dar eu vorbim de economie, trebuie reclame neapărat, vă rog frumos. A doua problemă, iar dimineața, la ora 6:30, e pe vorbe. Trebuie reclame, stai din vorbe. La dimineața, cum este reclame de tot ce? Ascunzi. Legal e pentru că la tine sunt în amul să contează cu colegii mei de Consiliu. Referitor la casa ta din casa ta. Domnilor, nu așa să pune problema cum este. Este necesar, dar domnul Domenedic, nu ai dreptul așa cum ați ridicat dumneavoastră, trebuie să venim cu un alt proiect pentru că e din resurse locale. Proiectarea se face din resurse locale și execuția proiectului. Eu v-aș ruga să revin, și domnul primar v-aș ruga să revin un nou proiect, pentru că final am lăsat doar acolo. Dacă înțelegeți, aspect. Final am lăsat doar acolo. Și dacă nu, nu gândim, suntem la ora actuală responsabili la nivel de administrație locală, suntem primiți în concursuri. Atunci, ce se mai cer la un simplu mare nu știu ce e. Studiem proiectul, legea și trebuie să revenim de nu se poate așa. Cum ați luat o parte din dumneavoastră, că nu se poate, că se poate, că nu, că nu vreți, se face, dar la un moment dat, combinat, repate proiectul, repate din postul și suprafața, repate, suprafața, nu se pune problema, nu se poate. Cum este de om, nu trebuie să facă așa, vorbim. Suntem reprezentat acest fiind ce nu distrugă din pomoși. Și dacă noi nu suntem reprezentabili de ce, poate înseamnă să ne dăm direcția, nu o spune pe primarul să mergem la putere. Primarul are reprezentat acest fiind ce nu distrugă din toată prana. Vă rog frumos să vă remediați expresiile și gândirea care o aveți în Europa. Vă rog frumos. Mulțumesc. Domnul Mărăt. Da, domnule primar, eu o să treziți ca ceva cu dumneavoastră, că din 12 ani, de 16 ani, de 6 ani, 4 ani, nu ai avut nimic. Sunt probleme care de 16 ani, 12 ani, 10 ani, 6 ani, 4 ani.
Da, vorbiți să zic doctorul ăsta acum. Ați promis că vine, 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 nu mai vine. Ce mai știți? Ce nu mai spuneți? Avem promisiuni, nici o comună de județ n-au doi doctori. Avem promisiuni că sunt idei un stagiar, pe bănci în facultăți. Avem un doctor, ce din când mă duc la ei și le spun, mă ia la... Ștefanul nu mai are niciun, a plecat și aia la Ștefan. Urechești nu are niciun. Nu se vede și asta, dar... Ce să-i fac? Poate de capul lor, nu mai face față. Dacă mai mult, dacă... Păi, da. Păi nu, dar nu-l dă voi pe mult 5.000, de peste 5.000, credeți că... Ai la ce fărește, peste 5.000 de pacienți. Păi jumătate de la mine. Păi, da, dar plătește amendă, care prea mult și nu poate tare. Și să-l dă pe oameni aia, poate nu mai are nicio aia. Păi și la mă spune, este un singur doctor, este. Nu sunt trei, nu-s doi. Da. Vi s-a vindicat și nu mai spuneți? Și mai în ce fază se întâmplă? Am primit avizul de la mine, cred. O săptămână asta, avizul pe instalația de gaz, avizul de la mine. Trebuie toate rizile. Vizabilie e apa la școală, la Hirtuș, la Mărcești. Am 2 ani de când vă spun, domn primar, nu au apă amărâță aia, nu au apă, nu au apă, nu au apă. Nimic, nicio implicație, nimic, 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 nimic. E bine, de când am apucat de... Cred că mai bine, dar să fie așa, dar să mai beneficiez de aia. V-am rugat canalul ăla de la Hirtuș, de discurții de acum, să-l pune niște oameni să-l curiți. Adevăr, unul, doi, s-a apucat de la jumătate, a lăsat acolo vizire, nimic, mor tot. Aici e cam domnul Vici, responsabil, dar nu vreau că zice că nu știu ce. V-am rugat, mergeți domnul primar, pe asfaltul ăla care e, să vedeți că în mijloc este crăpat, haideți să-l cărpim, nu vreți să vedeți. V-a rugat pe pot să-l cărpim, să nu-l prindă toamna iarna. Mergeți pe pot acum să vedeți cum e plin de apă. Toate ele s-au infiltrat cred, până în mătul la piciorului. Nu mă interesează. Nu mai zic din drum, nu mă interesează. Într-adevăr, am, de pe timpul domnul Dolan, am niște probleme aici care trebuia făcut și n-am putut. Nu mai să schimba primatul ăla, hai să mai încercăm. Nimic. Care să le era vorba de trotuar pe partea poștii, era vorba de un WC public, era mai mult, dacă vreți să vă aduceți aminte. Da, da. E domnul. Alea de lăsați să sincer, că m-ați candidat împotriva mea, că dacă câștigați... N-am candidat împotriva dumneavoastră, n-am candidat ca un om ceva smiști din comun asta, n-am candidat că vreau mărbuți primar. Normal când mă doar atâția ani, neglijent. Normal când mă doar. Facem un comun numerat. Nu mă mai știu ce vezi, că s-ar putea de să-mi candideze, să candideze care vrea, să suferi cum o putea, nu ce problemă. Ce spălare pentru ei? Da, ce, oricum, în viața mea ce mai știu. Nu-i problemă. Problema asta. Bultul escavator, am văzut acolo pe unde se amenajează iar mă rog, săpa din zoară acolo. De ce și pentru ce nu? Am ajuns acum să gălăm, să ne dăm curent la toate tarabilele de acolo. Dar ei încasează bani, ei devin iubit, nu își permite să pună doi mucitori să sărbi 50 de metri la o târnă acum, la lopată. Facem o risipă, ferească Dumnezeu. Nu am nimic la personal pe dumneavoastră, dacă am primat mă doar. Risip, tractor risip, bun de risip. Nu ce să merge, nu mai interesa. Dezastru. Vezi că vântul meu, vis-a-vis de administrație? Dezastru. Dezastru național. Local. Păi a trecut local. Am văzut, nu știu dacă vă uitați pe Facebook-ul ăsta, am văzut niște fete de la Brigaj care se plânge că articul național de transport, în comuna lor, își face în figuri. Când vine, când nu vine, vă rog să vă implicați. Nu știu dacă vă implicați. Eu nu m-am luat la cunoștință că vă rog. Domnul Vici, au făcut ăștia de la plot pe dreapta acolo, construiește un stâlp. Ați văzut cum au lăsat în urmă dunile la drum? Nici la Ucraina. Dacă mergem la Ucraina acum cu bombardament, sigur e jumătate. Cum acceptați să facă ce vrea să se lasă? Băi, domnul Vici, nu mai pot sta. Dar la matare în Ucraina, când ai luat tot pământul și l-ai dat în gardul școlii, ori era ca Ucraina sau era ca la tine în Ucraina? Uite la gardul școlii de la pe urmă. Da. Da. Ce? Da. Am rezolvat Ce ai făcut? Rezolvat problemă? După câți ani?
consilier. Te rog! Și când vă rog este acord cu mână tot. Te rog frumos! Dacă tot dumneavoastră împunați, păi le-ai dat pe mână în gardul școli. Nu! Nu le-ai dat, nu! Ce dracu să fie bun, a fost într-adevăr o roabă din Balastru, de la Turbani, care a rămas și a vorbit cu băieții care lucrează acolo, dacă nu-i rău că e trebuie să termin, dacă vă gata pe bunul de ce? Gata, mulțumesc! Nu mai termin. Dacă oamenii s-au lucru acum la stâlp, ce vrei să-i fac? Mai au făcut și stâlp, de amenajat și de sub și să mai să mâncă vă 10 stâlp din comună. Eu vorbeam la intrare. Da, da, de acolo, da. Sunt oameni acolo. Mulțumim și altfel acolo. Da, mi-ai făcut stâlp. Lasă-mi. Domnul Părinte, vis-a-vis de proiectul 67, Casa Frază Cală, domnul Trilea a ridicat o problemă un pic delicată așa. Și m-a atins direct, ca să spun așa. Nu cred că unul dintre colegii noștri nu este de acord cu construirea acestei case Frază Cală. Dar investiția, suma alocată, mie unul mi se pare un pic cam mare. De asta am și format și absolut, am fost împotrivă. S-au mai investit bani și în dispensarul ăsta și destul de mulți bani și de bună și ceva stă cu ușa închisă. Tare mi teamă că și casa asta frază în care nu ajunge în aceeași situație. Da, domnul, să nu fie așa, dar putem să ne uităm un pic peste proiectul ăsta, să nu mai micșorăm un pic de suprafață, nu știu, poate un pic de poziți un pic cu proiectantul și mie unul mi se pare o sumă foarte mare. 22 de miliarde, pentru mine sunt foarte mulți bani. Nu știu, poate pentru alții nu, dar pentru mine e valoare foarte mare și repede. De asta m-am abținut. Și mai aveam o problemă de dedicat vis-a-vis de microbusurile astea care încetă, dar am aplicat de un moment și un record. Dar n-au oameni cu ce să face. Deci s-au plătit, i-au plătit abonamentul la început de lună și el nu onorează, nu știu eu, când vin, când nu vin, când nu mi se pare normal. Să fac un orat, clar, renunță la câteva curse care nu au pasageri, dar să aibă și la 6 dimineața, la 11, nu știu cum să-și facă ei programul. Nu este posibil, la altceva, nu ești un altă cum să te adună așa. Da, mă, domnul. Da, să vadă, da, mulțumesc. Domnul... Da, mi-e dat. Eu vă spun doar atât. Dacă ieșiți din primărie, trotuarul nu-l are. Dar vorbiți de responsabilitate. Stați de autobus sau pot uite în de mod, dar vorbiți de responsabilitatea bugetului. Sunt responsabil. Primăria asta la buget a ajuns la preț de mod. Cât a ajuns primăria asta ca preț? Știți, domnule? Investiți în primăria asta. Dar vorbiți de responsabilitate. Stațiile astea de autobus au propus o grămadă de bani. Trotuarul nu e, domnule. Ce responsabilitatea avem, domnule? Virgulă consilier. Când judeați prin buget, prin buget. Acum a rămas un mic că v-ați abținut toți. Băi, curios toți v-ați abținut. La următoarea ședință, nu va trece proiectul de asta practicat. Va trece garantat. Spuneți-mi, domnule, cum spuneți dumneavoastră că faceți economie sau să vă gândiți la buget și mai gândiți în buget. Noi sunt din contribuare, plătim investiția ca și cât ani într-o primărie, se pute și dumneavoastră, atunci sunt domnul. Știți cât ai ajuns? Bani rețetiți aici, bani rețetiți acolo, bani rețetiți peste tot. Dar nu vedeți un trotuar, că nu e un trotuar. Nu vedeți că cetățenii îți dau până la oameni. Dar așa pot organizăm bine noi cu cei tot așa, ne gândim la ce? La ce? Să aruncăm banii pe cea? Ca orice investiție de asta, tată, în mod, în mod. Dar să vă întrebăm, ia mă rog, cât un miliard și cât? Un miliard nu sunt. Este acord cu tradiția, dar nu suntem jos cu consilier. Un miliard, dar un miliard de sută, da? Dacă așa e de genul. Dar nu știu și eu, bun, nu știu. Da. Dar domnule, domnule, că vrei dumneata, vreți învățată, fără cameră, fără nimic. Nu te poate.
Da?
6 ori, 10 ani, dar lasă-ți vă spun când v-am învățat, ați venit problema cu boie, când problema cu boie, acum ați venit cu probleme când ce face consilierea. Nu, aveți un problem cu primărie. Nu, domnule, lăsați-ne liniște, suntem în mandat. Da? Acum am venit cu alte probleme, aveți probleme, dumneavoastră aveți ceva cu primărie. Nu aveți ceva normal, normal, ca să facă. Dumneavoastră să căutați motive din orice. Dom'le, probleme sunt destule. Nu se poate face toată dată așa. Dacă dumneavoastră credeți, puteți face mai multe altă cu noi. Mai aveți să dar un alt doi care este puțin. Că de dați domnul de primar, vreți cu formația dumneavoastră puternică. Și faceți, domnule, faceți primărie asta, o statuie, o, nu știu să mai zic așa, nu știu să mai zic. Veniți cu o, veniți doamne că o problemă mai gravă ce aveți nevoastră să vă ajutăm ceva, nu puteți de-a. Ce faceți cu banii aia? Ce faceți cu aia? Ce faceți? Nu. Bă, dă, domnule, până acum vine cu oaia. Puti, până acum vine cu puti oaia. Apoi vine la aia. Nu se face. Mulțumesc, mă. Dar ce-a făcut doamna bună? Domnul Rați, colegii, vreau să aduc o veche problemă în discuție și care am susținut-o și mai demult. Vis-a-vis de poliția locală. N-aș vrea să creadă cineva că și așa polițiștii ăștia locali care vreți, uite ca la oaia mea, la mine, întotdeauna avea problemă. Dar să știți că este o mare problemă cu ei. Nu spun, că acum recent la restaurant unde are băiat, nu a fost un scandal. În afară. S-a sunat la unul, doi, a venit poliția, printre care cei din echipaj, domnule, există și poliție locală. Există. Dar Dumnezeu să mai că domnul primar, nu vă zic că răutați și v-am mai zis-o, puneți-mi pic la treabă, faceți-le un program. Acum vă spun sincer, înainte că eram bunica care era de mare ajutor, era cu el, făcea programe, ținea noaptea, umplau. Dar nu se poate acolo ce condițiile ați oferit, nici salarii primișoare, o mașină bună de dată, câteodată fără să vă spărați. Mi se pare că chiar le puneți medică să nu facă, să nu-i trimis la treabă. Nu se poate să n-avem o mașină de timp din noapte la atâtea probleme. Vorbeam la Cristi. Suntem contribuabili care plătim impozite, o să mai deschidă. Poate domnul Matei să fie ceva, un scandal, sau la cine sunt. Deci nu este posibil ca unul dintre polițiști locali să nu fie pe timp din noapte sau să nu ia pe. Deci să sune cineva să facă, poate să zică că vrea de urmă. Nu, am zis că inițial am zis că când un proiect de hotărâre este sfințat poliția locală, nu mai e taxă. Într-adevăr, dar tot din bani pentru bani plătim. Și poate sunt momente că dacă ați dat deoparte pe 2 ani salariilor, faceți casa prasincată. Sincer, dacă mai dăm pe 2 ani banilor deoparte și așa nu fac nimic, unii grei, mai face o alei, dar scrie, ea e pâine. Dar să facă ceva, să simt. Mai e o problemă. Vin mașinile astea cu zazavatul care povești în plin în comerciați care au magazine. Cu taxe, impozite, la ora 6 jumate, valța avem, carcoafe avem. Nu zice nimic că cetățenii în prostia asta mare, a țiganilor aia, sau ce sunt care. Îi păcălește 5-20%. Deci după ce iau un sac de cartofi, luați la 7-8 kg maxim, ceapa la fel. Dar mereu nu-i întreabă nimeni de sănătate. Pe unul nu-l întreabă nimeni de sănătate. Și atunci dacă stai să te gândești tu ca agent economic care e în magazin 2, 3, 9, 10, câte sunt, care te șontează, vine fiind din față, nu mai zic, știți că e că vă aduc legea. Comerțul ambulant este interzis. Când a fost... Nu știam că s-a abrogat. Nu e abrogat și nu a făcut. Chiar o tot cu doamna secretară să... Punct stabilit, da. Chiar și cu ăsta, la făină. Eu nu zic nici nu de-a târâță făină, dar acum dacă vă duci de la ulei, dacă făină, tărâță, care va fi cea cu usturoi, vinde de toate. Păi în magazin am furat. Într-o zi, când în soare, ce are și cu mine? Atunci, nu l-am mai primit, voi interveni, cine a intervenit.
Și a făcut o mare greșeală, că nu am aplicat la idee. Nu se poate. Puneți un pic poliția locală la treabă să stăpânească și lucrurile astea. Nu numai când vine Bâlciu sau când vine o activitate, vezi că avem poliție locală. În rest, sunt inexistențe. Eu nu zic, înainte merea tractorul, îi folosează. Păi, acum este om angajat pe tractor, pe utilajul, aveți o puneți la treabă. Deci, în patru polițiști, n-ai noapte un polițist să vezi că trece poliția locală cu girofarele are cu toate. Păi, au unii din ei, au pasat ăla, să primi cu el. Mă rog, deci dacă nu luați niște măsuri, în două, trei luni, o să vin, nu știu ce măsuri, să o să văd, un proiect de hotărâri pentru desfințarea poliției locale. Păi nu și are sens. Că sunt folosul subordinea dumneavoastră și sunt folosul cetățenilor din pământ. Da. O altă, mulțumesc pentru asta, domnul viceprimar. Putere, mai reparăm, mai punem bănci, porți, să-i dăm. Porțile sunt. Haideți să-i dăm, o să-i dăm acolo. Mai facem și băncile alea care s-au rupt, mai tăiem bălăriile alea dintre ele. Puteți, da. Nu am uitat ele, dar la tine era pe ele. Acum, pe zilele comune, sunt și eu de acord cu unii colegi care au zis, nu știu cine e. E plecată de pe vremea mea, înființată ca o tradiție. Acum zic că pe lângă palei, școli, într-adevăr, îi dau dreptate și domnul Răcuș și domnul Chiam, că trebuie investiții de apă, ca n-a zis tot. Dar și o astfel de activitate, eu zic că nu trebuie neglijată. Pentru că pe lângă muncă, mă rog, alte activități, cetățeanul știi că din 1864, pe 29 august, noi colegați din comuni, știu că trebuie să vin aici așa cu, că dacă când un valer cânta accent înainte sau Laura Haidău sau Laura David, eu zic că și cetățenii merită să se bucure de spectacol, pe care nu-l pot vedea decât acolo sau la nu știu ce nume. Aici nu trebuie să fim răutăcioși de zilei comunii. Să nu credeți că cu bugetul zilei comune asfaltez drum, aduce apă la hârtiu sau nu știu ce ca să facem. Nu o să facem niciodată. Este o tradiție și corect ar fi ca toți cei care sunt în Consiliul Județean să o sprijinim, să nu piară dezastru de tradiție. Și să fim alături de ea. Dar dat pe ani comuna Căiuță, băi, are zile comune, venit toată. De-aia, de-aia, dacă vei, o să venim luni, o să vedeți, 3-4 mii de oameni când vin. Dă, Doamne! Că dacă n-ar veni, înseamnă că n-ar exista interes pentru aceste timp. Deci, nu în bugetul la zilele comune, stă primăria comunii Căiuță. Că ați fi foarte bine înțelegeți la de această activitate. Dăm cuvântul, domnule. Și mai spun ceva și am închis. Dragi colegi, deci ca să nu își împotrivire, părerea cetățeanului trebuie respectată și analizată și ascultată. Fiecare cetățean din comuna Căiuță, poate nici eu mâine nu mai sunt consilier, o să vin când am nevoie să spun o problemă. Trebuie ascultat și respectat. Și dacă are dreptate, îi se dă, dacă nu are, nu îi se dă. Atât mulțumesc. Domnul Matin, în bugetul de 2020 știu că s-a aprobat achiziționarea sau instalarea de camere supraveghere. Vreau să te întreb dacă ce stat, dacă aveți în atenție, dacă sunt șanse la anul ăsta sau care la ce stat, vis-a-vis de poliția locală. Dacă mai avea la camere supraveghere, la tot sufinește poliția locală. Poate mă prea știi ceva de în sensul ăsta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Da. Vreau să le iau un pic așa, să vă spun în mare, vis-a-vis de analiza la proiectul care nu a fost aprobat, cel cu casa plazmicală, cel cu discuțiile și la toate celelalte, dar în suma pe jos. Vreau doar să faceți o comparație între podul de la Hârtiu, care ne chinuim cu el de atâția ani, și acest proiect cu Casa Brăznicară. Nu avem pod la momentul ăsta dintr-o cauză esențială.
că a fost subevaluat, a fost scos și și-a băgat nasul. Unul și-a zis că el îl face la banii ăia. Și acum îți faci în cap cu el că nu poate, de fapt, ăsta este motivul pentru care nu se lucrează la Podoaretă, că nu poate să-l facă în acei bani. Astăzi, când am vorbit cu arhitectul de la acea casă, și eu i-am zis, doamne, nu-ți pare că e cam scop? Domnul, stai așa, domnul primar, eu vă-l fac, eu pun acest proiect cu 800 de euro pe metru pătrat. Dar stați să vedeți dacă vine un constructor să execute lucrarea la prețul ăsta. Iar căi, nu știu cum, sunt, așa nu considerat eu, de exemplu, și cu stațiile de autobus care sunt mult de unii, nu de toată lumea. Nu de toată, majoritatea e fericită, să știți. Și garantez asta. Indiferent de ce spun alții. Sunt cele mai ok de pe toată valea asta, așa va fi și casa praznicală. Va fi o casă de praznicală, ok, chiar dacă unii fac, aoleu, vezi, doamne, decât ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Eu să nu uitați de sticlă aia pe porță. Este, aia e de la montare, e spate. Sticlă, e venit în de montare. Da? Sunt niște lucruri făcute și rămân trainice. Facem lucruri de mântuială, de mântuială. Eu nu prea am fost de acord cu lucrurile de mântuială. Lucrurile cărpite, făcute din bucăți. Iar, vis-a-vis de toate celelalte proiecte care se pomenesc, adică de proiecte, de toate celelalte necesități. Apă, la Hentiu și peste apă, drum. Toate sunt în curs. Nu putem să le suprapunem, să le punem unele peste altele. Că este un mers firesc al lucrurilor. Și nu le-asum. Mi-asum ceea ce sunt acum, ce poate nu o să mai fiu mai târziu, ce problemă, adică fiecare își asumă ceea ce fac. Nu am, vreau să vă răspund punctual. Da, domnul Mărcuțu, bun, o să fac, că am pus un tablou pentru scena pe care o să mă duc, care o să fie permanent. Și o să fie a primăriei. N-am pe cine să pun să săpi șanța acolo ca să trag cablul la scenă. Și eu să stau cu bun, o să mă... sau ce să fac acolo. Era pentru... e ceriei pentru primărie. Dacă o să vedeți, acolo să rămână un tablou cu un contract permanent, o să fie și la acolo și la alte evenimente. M-am mai notat și mai spicuiesc așa. Dragilor consilieri, nu vă speriați de atitudinea la unor cetățeni. Asta este politică. Oamenii vor să intri în politică, își caută loc la niște partide de-astea mai vulgari, gen AUR. Felicitări! Ne așteptăm lângă noi. Asta este situația. Nu? Adică să nu luați lucrurile ca o sperietoare. Așa e în comunitate. Sunt oameni mai vulgari și mai puțin vulgari, să nu-i zic mai normal. Asta e viața. Aici de trăim. Nu trebuie să supere nimic. Nici la Ion nu trebuie să rănească la lucru. Numai că le rugăm să fie civilizat, să vorbească normal ca fiecare om. Nu trebuie să te super că zici din aia. Eu nu mă supăr că zici din mine lumină la oameni. Am fost implicat, deci am fost și știu. Dar fiecare dintre consilieri implicați în felul nostru. A nu fi vulgar, a nu fi un gen George Simion de la Parlamentul din București, în Parlamentul de la Căiuț. Asta nu înseamnă că nu ești implicat. Dacă am aplicat, îmi dăm ce spune. Lasă-mă să... Deci nu trebuie... Vă primește la anul. Nu mă primește la anul. Da, lasă, nu-i problemă. Deci, dacă un consilier nu a ridicat o problemă, știi pentru ce a venit, dar și oamenii l-au pus la ochiul ăsta. Nu vorbesc de ei în general, și cu dumneavoastră. Deci toți consilierii ăștia, și mai vulgari, și mai puțin vulgari, din cetățile din Căiuț îți spun așa. Pe votul fiecăruia. Că asta e democrația. Asta e... Dar să
Păi dacă cum și tu ca cetățean să-l faci pe un consilier nesimțit din rețelele de socializare, nu mi se pare... Expresii bulgare. Domnul chiar în următoarea ședință nu o să vă las să vorbesc, să vorbiți și o să intru peste dumneavoastră.